Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la 7 zile în Argeș, emisiunea sinteză evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. Situația urșilor din Argeș devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Un nou atac al animalelor sălbatice a avut loc de această dată în comuna Arefu. Localnicii au ajuns să nu mai doarmă nopțile de teamă că urșii ar putea să-i atace chiar în locuințe, după ce au ajuns până la grajdurile gospodăriilor. Un mânz, cincioi și mai mulți câini au fost omorâți doar noaptea trecută în localitatea Arefu din Argeș după ce ursul a coborât din nou în comună. Ei au fost închiși aici, a rupt gardul pe acolo și a intrat, că a venit din porumbi, a intrat pe acolo, a omorât toți mie aici. Am avut câinele acolo, l-a luat de acolo și l-a omorât aici lângă mie și la urmă a intrat în grajd acolo peste viței. Atunci am auzit eu și am venit la el. Și el era înăuntru. De unde? Că s-a întors la mine, acolo eram la o jumătate de metru de el. Și cum v-ați apărat? Păi cum să mă apăr? Am luat o bâtă, că aia am găsit-o și i-am dat una și s-a speriat și a fugit. Localnicii spun că nu prea pun geană pe geană între ora 11 seara și 5 dimineața pentru că e un vacarm total din cauza câinilor care latră la urși care merg pe ulițe. Ursul deja nu mai speria de prezența oamenilor și omoară animalele chiar în fața proprietarilor. La un metru de mine a sărit, ce vin grămadă pe mine, ce vrea să-i fac. Mă rog că s-a întors, păi ce zăva, mi-a omorât câinile. Acasă am găsit, când am venit acasă cu cai, câinile era mort, în taică meu cu el. Cât de des se întâmplă asta? De fiecare dată, în fiecare noapte. De la 9 încolo, gata, pe ce întunecă. Eu mă ducea să-l iau, ligioanele mele, iapa și cu mânzul, și când a sărit de la mine, cu așa și ursueca, cu o puiu, a vin, a luat mânzul de nas, n-am putut să mai fac nimic, așa, cu o lucă de gar și asta a fost, n-am mai avut nimic. Norocul meu a fost că n-a plecat ursueca spre mine, că mă omora, și pe mine mă omora. De ce nu se prezintă cineva din partea Parlamentului, de la guvern, de la Pitești, când a fost interesul banilor, că nu se mai pot duce turiștii la cetate? S-au prezentat și de la Pitești și de la Ocolul Silvii, de la direcția silvică. Acum nu vine nimeni. Păi ce faci? Păi suntem amenințați, uitați, am casă aici, am cara, am vacă, am porc, am copilul, l-am lăsat, tremură carnea pe mine. E copilul cu vacile. Azi dimineață când m-am dus, era urme de urs în fața noastră. La primărie sunt înregistrate mai multe sesizări, dar autoritățile locale spun că nu pot face nimic din punct de vedere legal, în timp ce localnicii cred că trebuie să moară un om pentru ca instituțiile în drept să rezolve situația. Am făcut toate demersurile posibile către toate autoritățile competente care au putere de decizie și stau și mă gândesc, oare noi cetățenii am votat să ne mănânce animalele? Ce fac acești oameni că toți spun că nu există cadrul legal? Ce face Parlamentul? De ce nu dau cotă de împușcare sau ce trebuie să facă acolo, că eu nu sunt de specialitate, ca să ne apere și pe noi cetățenii? De frică, oamenii și-au făcut echipe ca să îi sperie. Cea mai mare teamă a localnicilor este aceea că în curând va începe școala, iar copiii nu vor putea merge singuri din cauza urșilor ce se plimbă nestingheriți pe ulițe. Așadar, în ultima perioadă au fost anunțate atacuri și distrugeri provocate de urși în multe dintre localitățile argeșene, mai ales în zona de nord a județului. Joi, un alt urs a fost găsit prins într-un gard de sârmă al unei gospodării de această dată din Dâmbovicioara. Grav accident în cartierul nord din Pitești. La sfârșitul săptămânii, un tânăr nu s-a oprit în zona de semafor și a intrat în altă mașină. În acest fel, mai multe autoturisme s-au lovit în lanț. 7 persoane, dintre care un polițist, au fost rănite. Grav accident rutier în zona nord, pe strada Negru-Vodă. 4 mașini au fost implicate, una dintre acestea fiind răsturnată. La fața locului au ajuns imediat polițiști, un echipaj de la ambulanță, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis echipaj pentru descarcerare și, de asemenea, terapia intensivă mobilă. Din câte se pare, un tânăr nu s-a oprit la timp în zona semaforizată și a intrat cu mașina în alt autoturism, moment fatidic. De aici, mașinile s-au lovit în lanț. Într-unul dintre autoturisme se afla și un polițist piteștean care se îndrepta către spital pentru a verifica starea de sănătate a unui suspect. În urma accidentului au fost mai multe victime, 5 dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. O mașină de curse a căzut într-o râpă din comuna Dâmbovicioara. Șoferul, pilot de curse din Pitești, se întorcea de la competiția de la Brașov. Nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a ajuns în râpă.
Accident rutier duminică noaptea în comuna Dâmbovicioara. Un șofer de curse din Pitești se întorcea de la competiția de viteză în coastă de la Brașov când a pierdut controlul volanului și a ajuns într-o râpă. Incidentul s-a produs pe drumul național 73, foarte aproape de locul unde, în urmă cu câteva luni, a căzut camionul plin cu militari, în urma căruia 3 persoane au murit, iar alte câteva au fost rănite. Pilotul, în vârstă de 39 de ani, de fel din Pitești, a condus cu viteză autoturismul pregătit pentru curse, iar din cauza carosabilului umed, a ceții și a ploii torențiale, a pierdut controlul volanului. Mașina a căzut într-o rupă după ce a lovit un parapet. Echipele de la Zmurd l-au găsit pe pilot pe marginea râpei, i-au acordat îngrijiri medicale și l-au transportat la spitalul din Câmpul Lung. Poliția a deschis o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului. De la 1 septembrie, mii de persoane din Bascov sunt obligate să traverseze sensul giratoriu de la granița localității cu Piteștiul și să parcurgă alte sute de metri până la prima stație de autobuz. Doar prin această modalitate mai pot ajunge oamenii la mijlocul de transport cu care se deplasează la serviciu. Autoritățile caută soluții legale pentru ca problema să fie remediată. În fiecare dimineață, între orele 6-7, foarte mulți localnici din Bascov pleacă spre serviciu, numai că de la 1 septembrie, programul celor care mergeau cu autobuzele Publitrans a fost dat peste cap după ce mijloacele de transport nu mai pot ajunge până în vechile stații din comună. Oamenii sunt nevoiți acum să meargă sute de metri până la cea mai apropiată stație de autobuz, în timp ce autobuzul merge gol pentru a ocoli sensul giratoriu din centrul comunei. Sunt persoane care nici măcar nu știau de această situație apărută în prima zi a lunii septembrie. Așteptat autobuzul 2, nu? Da. Știați că nu chemați circulă aici? Nu. Trebuie să vă duceți cam vreo 500 de metri spre Pitești, la prima stație. Mulțumesc. Toată lumea e nemulțumită. Eu nu înțeleg ce... Care e scopul să întoarcă toată chestia asta? Cine a luat măsura asta nu a luat-o bine. Trebuie să... facă la un fel ca să fie bine pentru toată lumea. Mașinile întorc în comuna Bascov și poate să se ducă cel puțin o stație până acolo. Până acolo unde se pot întoarce, nu? Orice capă de linie, acolo se lasă oamenii, nu cu o stație înainte. Să ne spună forurile competente cum se poate aduce un copil de 2 ani, 2 km, 3 în brațe la grădiniță. Poftiți, avem aici... E o situație foarte fierbinte, având în vedere faptul că aproape de 40 de ani de zile autobuzul linia 2 circula din Pitești către Bascu pe aproximativ 700-800 de metri, fapt pentru care majoritatea cetățenilor din Bascu aveau posibilitatea să meargă cu acest mijloc de transport. Acum s-a creat această nemulțumire totală pentru că pe aproximativ 1,5 km cei care veneau din zonele limitrofe la blocurile de la Bascu peste 2800 de oameni. Pe platforma industrială sunt 5800 de muncitori care sunt nevoiți la ora actuală să meargă 1,5 km pe jos. Situația va fi și mai grea de săptămâna viitoare atunci când vor începe școlile. Costurile de transport ale elevilor vor fi mai mari odată cu această modificare a traseului. Cetățenii din comuna Bascov sunt nevoiți să schimbe 2 sau 3 mijloace de transport, să plătească în plus pentru a asigura accesul dintr-o localitate în alta. Mă refer aici la elevii care pleacă din Bascov la școlile din Pitești, care trebuie să meargă odată cu linia 14 sau 11, după aceea să dea jos aici la podul Bascov, să meargă cu linia 2, iar dacă are școala undeva în Războieni sau, mă rog, în alt cartier, trebuie să schimbe mașina, să ia alt mijloc de transport, să ajungă la școala respectivă. Primarul din Bascov a fost în audiență la viceprim-ministrul Sevil Shaideh pentru a prezenta problema cu care se confruntă în comuna sa. Soluția găsită de ministrul dezvoltării constă în înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară între Pitești și comuna Bascov. Am fost și la Ministerul Dezvoltării, am vorbit personal cu doamna viceprim-ministru Shaideh, am vorbit și la Ministerul Transporturilor cu domnul director general, am fost și la Autoritatea Rutieră Română. Toți s-au dat din umeri și ne-au dat indicații că undeva s-ar găsi o soluție între cele două UAT-uri să ne angajăm într-un asociație de dezvoltare intercomunitară. Cadrele didactice și salariații care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Bascov amenință cu protestele dacă situația transportului public în comună între cele două localități nu se rezolvă rapid.
În timp ce mii de locuitori din Bascov sunt nevoiți să meargă sute de metri, cum spuneam, spre una dintre cele mai aglomerate intersecții din județ pentru a ajunge la mijloace de transport în comun, autoritățile din Argeș promit că de la începutul săptămânii vor fi înființate noi trasee de transport public între localități. După ce ideea unui transport metropolitan între mai multe localități din județul Argeș a fost abandonată, sarcina de a pune la dispoziția cetățenilor din zonele limitrofe Piteștiului un mijloc de transport care să asigure deplasarea până la cea mai apropiată stație Publitrans a trecut în subordinea Consiliului Județean Argeș. Consiliul Județean Argeș a preluat această activitate odată cu hotărârea 229 din 31.08.2017. Doar din momentul acesta, aceste trasee au fost declarate trasee județene de transport persoane. Până atunci, a fost chestiunea acestea au ținut de activitatea altor OAT-uri. Situația a devenit tensionată în momentul în care mulți operatori de transport au primit indicații în care li s-a transmis că nu mai pot opri în stațiile de pe teritoriul municipiului Pitești, lucru care, pentru mai multe persoane nevoite să ajungă la serviciu, ar reprezenta un impediment cauzat de distanța de deplasare. În acest context, conducerea Consiliului Județean a solicitat Agenției pentru Agenda Digitală a României înființarea a 11 noi trasee de transport public în comun. Fiecare rută va avea capătul de linie în una dintre cele patru autogări din Pitești. Traseele sunt număr de 11 și vi le spun telegrafic: Pitești autogară Girexin Budeasa Valea Mărului, Pitești autogară Astra IMEP Ștefănești, Pitești autogară Astra Ștefănești Izvoran, Pitești autogară CNCD Ștefănești Gara Golești, Pitești autogară Astra Valea Mare Ștefănești, autogară Astra Valea Mare Enculești, autogară Astra Mărăcineni Micești, autogară Astra Micești Păuleasca, autogară Astra Albota Mare și autogară Astra Hințești, autogară Astra Trivale Ciocănăi. Până când licitația va fi câștigată de un operator de transport, autoritățile au planificat o întâlnire cu toți operatorii privați din Argeș pentru a încheia protocoale provizorii prin care să asigure astfel transportul public în comun. Vineri am înaintat, este finalul unei invitații adresate de către noi operatorilor de transport autorizat, aceștia se cunosc la nivelul județului Argeș, în care vom discuta cu aceștia de capacitate de transport, avizele pe care le au pentru autovehicule, vom face un referat de aprobare, luni urmând să intre pe trasee, în urma unor protocoale între cei Consiliul Județean și operatorii de transport persoane autorizate. Perioada aceasta va fi acoperită conform legii de către operatorii de transport care îndeplinesc condițiile legale de a participa și mai departe, dacă vor, fără să se ia în calcul vechimea pe această perioadă. Problema de protocoale sper și sperăm să se încheie vineri dimineață la ora 9. Foarte important, intenția noastră este ca luni dimineață, pe 11, să fie funcționale aceste trasee. Conducerea Consiliului Județean mai speră să rezolve prin această măsură și problema transportului public în comun între Pitești și Bascov. În plin scandal al transportului între Pitești și comuna Bascov, autoritățile din municipiu promit că pe traseele Publitrans vor apărea autobuze noi, nu de acum, ci în aproximativ 2 ani. Tot autoritățile promit că și stațiile urmează să fie modernizate. Nu este pentru prima dată când primarul Piteștiului, Cornel Ionică, dezbate subiectul privind achiziționarea de noi autobuze. Acum edilul spune că în cel mult 2 ani vor fi aduse noile mijloace de transport public în comun care să circule pe traseele din Pitești. Mai mult decât atât, autoritățile municipiului Pitești promit că vor lua în calcul și modernizarea stațiilor. Nu suntem departe de a implementa un proiect pe fondurile deja accesate cu contribuție 2% și va fi ceva extraordinar. Sper să le rezolvăm în vreo 2 ani, treaba să fie încheiată. Pentru că vreo jumătate de an, anul viitor, procedurile ne vor lua timp, procedurile, pentru că ghidul de finanțare deja a fost anunțat foarte târziu, cam acum o lună și jumătate. De asemenea, ne achiziționăm un număr important de autobuze. Vă vom comunica foarte exact la momentul potrivit, pentru că nu avem o analiză completă cu experții, cu tehnicienii în domeniu,
un număr de 40-45 de autobuze. Decizia autorităților de a cumpăra noi autobuze și de a moderniza stațiile vine în plin scandal, iscat din cauza transportului public în comun între Pitești și Bascov. Autobuzele Publitrans, în special cele de pe linia 2 de traseu, nu mai au capătul de linie în comuna Bascov, ci undeva în zona unei benzinării aflate în apropierea sensului giratoriu, care desparte cele două localități. Drumul județean 735 este într-o continuă stare de degradare, la fel ca multe alte drumuri din zona de nord a județului Argeș. Cine dorește să tranziteze comunele Bughia de Sus și Albeștii de Mușcel trebuie să fie foarte atent, pentru că riscă să-și distrugă mașina sau să ajungă cu mașina în servis. Consiliul județean Argeș nu face nimic. În ultimii ani, drumul județean 735 s-a degradat foarte mult. Este plin de gropi, iar cei care îl tranzitează ajung de cele mai multe ori cu mașina în servis. Edilii au semnalat de fiecare dată numeroasele probleme, însă nimeni nu i-a băgat în seamă. Autoritățile locale din cele două comune mușcelene, Bughia de Sus și Albeștii de Mușcel, își pun acum speranțe că drumul va fi reabilitat după ce a fost aprobat un proiect pentru o pârtie de schi în zonă. Edilul din Bughia de Sus a precizat chiar și faptul că are promisiuni în acest sens de la mai mari județului. Atât noi ca și comunitate, comuna Bughia de Sud, cât și comuna Albeștii de Mușcel, la începutul anului am avut discuție cu domnul președinte Manu cu privire la infrastructura deșeului. Dânsul ne-a spus că anul acesta sub nicio formă nu este luat în calcul ca să se toarnă un alt strat de bitum, dar se va repara. În ceea ce privește pârtia de schi, sunt convins că până la urmă ormii, vă dați seama, Consiliul Județean trebuie și toți suntem interesați ca să facem o dezvoltare zonală și vor veni și cu modernizarea acestui drum județean. Din păcate, reabilitarea drumului nu poate fi făcută de către primărie, acesta fiind un drum aflat în subordinea Direcției Județene de Drumuri. Singurul lucru pe care îl pot face edilii din zonă este acela de a face numeroase solicitări către Consiliul Județean. Cum până acum prioritățile celor de la drumuri județene s-au axat cel mai mult pe partea de sud a județului, rămâne de văzut dacă vor considera necesar să intervină și nord. Astfel, drumurile județene din Mușcel riscă să ajungă simple drumuri de țară. Mai puțin de 3 luni de zile am avut discuție din nou în Colegiul Prefectoral și ne-a spus că în momentul de față, deci la momentul acela, utilajele de la Consiliul Județean era în zona sudului și va veni și la noi undeva pe la finele lui august. Așteptăm acum, pentru că s-a finalizat și augustul, și să sperăm că vor veni cel puțin ca să repare. Situație de neînțeles la școala gimnazială numărul 19 Matei Basarab din Pitești. Deși este cea mai modernă unitate de învățământ din județ, după ce a fost modernizată cu fonduri europene, unitatea nu are autorizație ISU. Lucrările terminate anul trecut nu mai corespund după ce legislația privind prevenirea incendiilor a fost modificată în 2015. Conducerea școlii nu poate face nicio modificare timp de 5 ani pentru că așa este stipulat în legislația europeană. Directorul școlii știe doar că ușa în care există comanda centrală de monitorizare video nu ar rezista la incendii. Domnii de la Inspectoratul Situațiilor de Urgență ne-au spus că această ușă trebuie să fie rezistentă la incendiu. Dar v-au dat avizul? Primăria este beneficiarul direct, a depus toată documentația înainte de a se construi aceste corpuri de clădire, înainte de a fi construite. Avem acele autorizații, acele avize pe proiect. De asemenea, la finalizarea lucrărilor, Comisia de Recepție au făcut parte și doi reprezentanți ai Inspectoratului Situațiilor de Urgență. Avem procesul verbal cu toate semnăturile ca fiind totul în regulă. Noi așteptăm, zicem că este doar o neînțelegere. De cealaltă parte, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș spun că modificarea legii în anul 2015 a condus la refacerea proiectelor și autorizațiilor. Unitatea de învățământ în cauză a depus documentația cu privire la autorizarea din punct de vedere al securității la incendiu în luna iulie acestui an, drept pentru care colegii mei au emis un punct de vedere și o respingere a acestor documentații pentru că nu erau respectate niște cerințe. Au fost găsite la verificările în teren deficiențe care au constat în neexistența unui proiect tehnic privind instalația de detecție, semnalizare, avertizare la incendiu, dar și înălțimea unor uși la casele scărilor care nu respectau o înălțime de 2,10 m. Conducerea Consiliului Județean Argeș spune că nu poate interveni în acest caz, dar speră ca legea să se schimbe pentru ca situația să fie rezolvată cât mai repede. Este o legislație tâmpită, că trebuie de două ori pan sau n-am idee cu ce. Da, legislația nu ți interzice să o faci de mai multe ori. Despre ce vorbim?
Conducerea școlii gimnaziale numărul 19 Matei Basarab mai poate depune documentația până la data de 20 septembrie, iar termenul poate fi prelungit până la sfârșitul anului. Premii pentru performanță, aceea de a obține media 10 la examenele naționale pe care elevii din Argeș le-au susținut în această vară. Joi, acești tineri au fost răsplătiți pentru efortul depus spre bucuria lor, a părinților și a cadrelor didactice care i-au pregătit. Au muncit mult, au învățat tot timpul, iar efortul lor a fost răsplătit. Vorbim despre 27 de elevi argeșeni care au obținut nota maximă, nota 10, la evaluarea națională, dar și la bacalaureat. În cadrul unei festivități ce a avut loc la Universitatea Constantin Brâncoveanu, tinerii au fost premiați. Zece elevi de 10 ce au susținut în această vară examenul de bacalaureat au primit câte 3.000 de lei fiecare, iar ceilalți 17, notați cu 10 la evaluarea națională, au primit câte 1.000 de lei. Rezultatul eforturilor, a muncii depuse în școală, dar și acasă, a condus ca acest 27 de copii să fie modelul nostru după desfășurarea examenului național. Mă simt super. Mai ales că performanța asta încă o dată a fost recunoscută, iată, ați fost premiați de către autorități. Cum vine acest premiu pentru tine? Păi, brațele deschise. Spune-mi, cum ai reușit? Păi, am învățat, am muncit din greu. Așteptai la performanța asta? Sincer să fiu, nu, dar eram destul de încrezător. A fost greu? Da, a fost destul de greu, dar se putea și mai greu. Dar cum ai reușit? Am muncit mult și seriozitatea contează. Seriozitatea și să fii perseverent. E binevenit acest premiu? Da, de ce nu? Nu, deocamdată nu. Nu. A fost o răsplată a muncii și efortului lor, iar tinerii alături de părinți și cadrele didactice s-au bucurat enorm. Premieră pentru administrația locală, Topoloveniul este prima unitate administrativă din Argeș care semnează pentru programul 2017-2020 un contract de finanțare pe fonduri europene. Este exemplul pe care toți primarii din România ar trebui să-l urmeze. Contractul de finanțare premieră în Argeș de directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Mușat, și primarul orașului Topoloveni, Gheorghe Boțârcă. În următoarele 21 de luni va fi înființat la Topoloveni un parc belvedere multifuncțional. Practic, o zonă neamenajată, lăsată în paragină, va deveni un punct de atracție. Este un moment important și aș putea să spun nu numai pentru Topoloveni, ci chiar pentru administrația din județul Argeș. Practic, semnăm primul contract în cadrul programului operațional regional 2014-2020 în județul Argeș. Sunt și mândru și foarte mulțumit că iată în județul Argeș semnăm astăzi primul contract pe fonduri europene. Nu este o surpriză și n-ar trebui să fie nicio surpriză pentru toți telespectatorii care ne urmăresc în acest moment. De ce? Pentru faptul că domnul primar Boțârcă, împreună cu Consiliul Local, împreună cu echipa de tehnicieni, de profesioniști din Topoloveni, iată, sunt primii pentru a nu știu câta oară și bine fac când semnează acest contract deosebit de important pe fonduri europene. O zonă de belvedere și picnic cu băncuță de odihnă, puncte de observare și alte amenajări similare va fi plasată în zona cea mai înaltă a Topoloveniului. Bucuria nu numai a mea personal, dar și a topolovenenilor este că prin tot ceea ce facem ducem la îndeplinire misiunea de a aduce în casele oamenilor aer curat, liniște și în același timp sănătate. Noi am identificat chiar aici deasupra orașului nostru, deasupra grădiniței, acest teren și în relația pe care am avut-o cu proprietarii am găsit înțelegerea respectivă și pe o suprafață de 2,5 hectare vom amenaja acest parc. La inițiativa primarului, topolovenenii și turiștii vor putea admira în parc chiar și arbori de ginkgo biloba. Primarul are deja 3 puieți pregătiți. Joi a fost o zi importantă și pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Argeș. Instituția a împlinit 20 de ani de activitate, eveniment marcat în prezența numeroși oaspeți.
Evenimentul care a marcat împlinirea celor două decenii de la apariția DGASPC Argeș a avut loc chiar în sala în care în anul 1997 era înființată instituția. Concret, oaspeții au fost invitați să asiste la sărbătoare în sala de ședințe a Consiliului Județean Argeș. Bine ați venit la aniversarea 20 de ani de la înființarea Direcției de Protecție a Copilului, o instituție care a luat ființă chiar în această sală în urmă cu 20 de ani și 2 zile. Deci pe 5 septembrie 1997 a fost numită conducerea instituției nou înființată, care avea drept rol formarea unei alte viziuni în ceea ce privește protecția copilului. De fapt, a fost primul domeniu care s-a descentralizat. Pentru că suntem la această aniversare astăzi, dați-mi voie ca încă de la început să vă urez la mulți ani prin dumneavoastră, să felicit întreaga direcție de asistență socială și protecția copilului Argeș pentru realizările pe care le aveți în aceste două decenii. Suntem onorați, noi reprezentanții Colegiului Asistenților Sociale din România și ai Breslei noastre profesionale, pentru faptul că le-ați invitat astăzi și că ne dați ocazia să stăm, iată, la aceeași masă cu oficialitățile județului la această sărbătoare a asistenței sociale în județul Argeș. Ne bucurăm că fosta reședință a voievozilor astăzi se ridică în picioare pentru asistența socială. Instituția a fost înființată prin două ordonanțe de urgență ale guvernului, iar din septembrie 1997 și-a început activitatea propriu-zis. În iunie 97 au apărut două ordonanțe de urgență, 25 și 26, care prevedeau exact acest lucru, descentralizarea. În iulie 97 a avut loc prima instruire a președinților consiliilor județene pe acest domeniu. În august a fost hotărârea de înființare și examenul pentru ocuparea postului de director și în septembrie, așa cum v-am spus, a început să funcționeze efectiv noua instituție. Înainte de apariția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, copiii erau supravegheați și îngrijiți de către Ministerele Educației și Sănătății. DGASPC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în dificultate. Castrul Jidova de la Câmpul Lung a ajuns sub stăpânirea romanilor. Getodacii au fost nevoiți să lupte până la ultimul om pentru a reuși să elibereze fortăreața. A fost doar o parte din povestea pusă în scenă la Castrul Jidova din Câmpul Lung. Totul a făcut parte din festivalul Sigiliul Romei în Argeș. Cea de-a treia ediție a evenimentului Sigiliul Romei în Argeș a fost încununată cu succes. Nimfele daci au deschis evenimentul în cadrul unei parade apreciate de cei prezenți la Castrul Roman Jidova. Bine ați venit la cea de-a treia ediție a festivalului cu specific roman, Sigiliul Romei în Argeș! Furor Cetorum! Furor Cetorum! Aplauze cetodacii din Moldova! Cetodacii subcarpatici! Istoria renascita! Murus Dacorum! Murus Dacorum! Murus Dacorum! În antichitate, zânele erau denumite în Dacia nimfe. Nimfele sunt prezente în arealul european, în basme și în ritualuri populare. Comparativ cu edițiile trecute, grupurile au fost mai numeroase, iar reprezentațiile au fost mult mai interesante. Încărcătura istorică a fost la cel mai înalt nivel, organizatorii pregătind pentru public un program variat, din care nu au lipsit scenetele, scene de luptă și proiecțiile de film. Anul acesta am venit într-o formură mult răgită față de anul trecut, în sensul că suntem prezenți cu peste 35 de membri și voluntari ai asociației. Majoritatea dintre noi reconstituie perioada dacică. Avem echipamente de factură dacică. Manifestările au luat sfârșit cu o reprezentare a bătăliei finale între triburile getodacice și aliații lor împotriva romanilor. Bineînțeles, victorioși din bătălia pentru Castrul Jidova au ieșit getodacii, care au luptat cu mândrie și onoare pentru pământurile lor. Dacia! Liberă!
Timp de 3 zile, municipiul Câmpul Lung a găzduit festivalul Rock Posada, aflat la cea de-a 31-a ediție. Trupe cunoscute ale rockului național și internațional au concertat în acest an pe scena festivalului, completând cu succes trupele concurente. Organizatorii au reușit ca pe lângă cele 10 trupe aflate în concurs să aducă pe scena festivalului nume mari ale rockului românesc și internațional. Amatorii unui astfel gen de muzică au avut plăcerea să-i asculte pe cei de la Gothic, care în premieră și-au lansat ultimul album. Alături de ei, în prima seară a festivalului, au urcat trupele Taine și Evergreen. În cea de-a doua seară de concert la Câmpul Lung, alături de trupele aflate în concurs, au concertat Invader Campus și Dirk Schneider. Ultima zi a festivalului Posada Rock 2017 a fost rezervat festivității de premiere. Anul acesta, trofeul festivalului concurs de muzică Rock Posada a fost adjudecat de Within the Nova. Locul întâi a ajuns la trupa Between Colors, locul al doilea la Apa Sâmbetii, iar pe locul trei s-a clasat trupa Guerillas. Weekendul trecut pe stadionul Nicolae Dobrin a fost meci în memoria Gâscanului. Au jucat FC Argeș 1998 și Dinamo 2000, iar în teren au fost nume precum Adi Mutu, Bogdan Vintilă, Gianni Chiriță, Orionel Dănciulescu. Înainte de duel, fostele glorii de la FC Argeș au mers la mormântul lui Dobrin. Înainte de a reface echipa în teren, fostele glorii de la FC Argeș 1998 s-au adunat pentru a merge la mormântul lui Nicolae Dobrin. Aici au aprins lumânări, au depus coroane și au fost depănate amintiri. Plin de emoție, normal, pentru că a fost cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Mi-a fost antrenor, am lucrat împreună, am reușit să jucăm în cupele europene împreună cu dânsul ca director tehnic. Sunt anumite amintiri care îți revin în memorie atunci când ajungi la mormântul cuiva drag. Poți să aprindem o lumânare și e frumos. Un moment emoționant, un moment în care vrem să aducem omagiu acestor trei personaje ale Piteștilor. Argeșul 98 mai poate fi egalat? Da, sper în viitor să fie egalat și în trecut chiar, dar e destul de greu. Apoi, în teren a fost spectacol. Duelul FC Argeș 1998 Dinamo 2000 s-a terminat 4-4. Mutu a jucat câte o repriză la fiecare formație și a marcat pentru fiecare dintre ele. Meciul a fost și o bună oportunitate pentru suporterii veniți la stadion de a face poze cu fostele glorii ale fotbalului românesc. Adrian Mutu s-a bucurat de întâlnirea cu foștii colegi de la FC Argeș. Mutu speră ca pe viitor FC Argeș să mai aibă măcar o generație precum cea a lui, în care au fost jucători ca Dani Coman, Adrian Neaga ori Nicolae Dică. La Pitești, Adrian Mutu s-a bucurat de reîntâlnirea cu foștii colegi. Generația 1998 a echipei din Trivale a fost ultima de mare excepție. N-am jucat niciodată, e prima oară. Mă bucur că revăd colegii după foarte mulți ani, peste 15 ani. Foștii colegi de la FC Argeș. Mutu speră pe viitor ca FC Argeș să aibă din nou o generație la fel de bună. O generație care să fie chiar peste cea din 1998. Sper în viitor să fie egalat și în trecut chiar, dar e destul de greu. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii de știri. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. De luni la Observator vă așteaptă Simona Pomazan. La revedere!